Seară de poveste la Hunedoara, unde sâmbătă peste 15.000 de persoane au fost prezente la evenimentul Noaptea Muzeelor. Castelul Corvinilor și-a deschis larg porțile pentru vizitatorii care au avut acces gratuit. Ducul Berții a susținut un concert în curtea exterioară a castelului, iar incitanta poveste a familiei Corvin a fost proiectată pe fațada impunătorului castel. Totodată, curtea monumentului istoric a fost frumos luminată de mii de gulguțe realizate de către cercetașii României, în cadrul Festivalului Luminii. În timp ce sute de muzee din țară au decis să nu organizeze unul dintre cele mai așteptate evenimente din an, Noaptea Muzeelor, reprezentanții Muzeului Castelul Corvinilor au organizat un eveniment grandios la care au luat parte peste 15.000 de persoane. Cercetașii României sunt prezenți în curtea exterioară a castelului, făcând interacțiune cu publicul, tot felul de jocuri specifice lor. Au umplut toată curtea de râsete și voie bună de-a lungul întregii zile. Vom transmite informații despre familia Corvinilor și despre impactul acesteia în ceea ce privește evul mediu european. Din oră în oră, proiecția pe zidurile castelului urmând a fi reluată până la orele 24. În ultimii ani am avut vizitatori cu ocazia nopții muzeelor din toate județele limitrofe județului Hunedoara. Ne așteptăm și în acest an să depășim cifra de 15.000, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Bun venit la Castelul Corvinilor! Aici, în fața legendei Via Transilvaniei, vă prezentăm în seara aceasta drumul Corvinilor. De cel care a construit și mărețul castel al Corvinilor, legenda Via Transilvaniei, cu care ne mândrim aici, acasă, la Hunedoara, dar și în depărtări. Așa multă lume din ceea ce văd, bine ne așteptam la acest aflux de turiști. Sper că lumea să se simtă bine. Este important această promovare, acest PR pe care îl facem pentru Castelul Corvinilor, pentru că indirect atragem turiștii Hunedoara. Turistul consumă, turistul se cazează Hunedoara și cu ajutorul castelului stau mai mult timp pe Hunedoara. Crește consumul comercianților, cresc finanțele comercianților, punem în valoare castelul. Sper să le placă și videomaping-ul pe care l-am pregătit pentru această seară, drumul Corvinilor, un alt proiect important al nostru, un proiect istoric. Este extraordinar, avem aici un muzeu deosebit, castelul de la Hunedoara, care foarte, foarte multe lume vrea să-l vadă și sper că în această noapte va fi o sărbătoare așa cum trebuie. E minunat, îmi aduce aminte de tinerețea mea. Îi mulțumesc că a venit la noi în oraș. N-am mai fost niciodată la un eveniment de genul ăsta și mi s-a părut foarte frumos, surprinzător, de foarte și foarte, foarte multă lume. Foarte frumos, o realizare deosebită pentru Hunedoara. Un pic de cultură, într-o mare de incultură. Ne bucurăm că am venit și am luat parte la acest spectacol. A fost și anul trecut și o să venim întotdeauna. Atmosfera creată la castel de către organizatori a fost una extraordinară, iar accesul vizitatorilor în incinta muzeului Castelul Corvinilor, Muzeul Casa Breslelor și la expoziția permanentă de arheologie pre- și protoistoria Hunedoarei a fost gratuit.